inteligență, emoție, implicare, ambiție, dar mai ales bucurie. Echipe pregătite, profesori emoționați și premii spectaculoase. Televiziunea Valea Prahovei împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Prahova și Dada Media prezintă The Best! Concursul de cultură generală pentru liceenii prahoveni. The Best! E pentru toți cei care cred în viitorul acestor tineri minunați. Din 15 octombrie la VPTV și Dada TV. Sponsori ai competiției: Ainova Group, Prahova Value Center, Best România, Digi, Cristin, Platinum Dent, UPG, Winmark Ploiești, Compet Ploiești, Fox Media Consulting, Ploiești Capitala Tineretului, Fundația Comunitară Prahova, Terra Verde, AFI Ploiești, Cofetăria Le Bonbon, Ferruccio Construct. Stimații telespectatori, bine v-am găsit la o nouă rundă de calificări pentru cea de-a șasea ediție a concursului The Best, calificări pentru semifinalele acestei întreceri. O competiție, un concurs care și-a făcut un renume în cele 5 ediții deja desfășurate. Un concurs așteptat cu sufletul la gură, sunt sigur, de mulți liceeni. Singurul concurs de cultură generală pentru liceeni televizat din județul Prahova, fără doar și poate, și e posibil să fie o premieră chiar și la nivel național. Cu certitudine, mulți dintre participanți sunt în premieră într-un studio de televiziune și într-o astfel de competiție. Avem numai puțin de 20 de echipe care s-au înscris la cea de-a șasea ediție a concursului The Best. Unități de învățământ, licee și colegii din Ploiești și din tot județul Prahova. Ei se întrec, reprezentanții acestor unități de învățământ, pentru un loc în semifinale deocamdată, dar sigur că obiectivul declarat al tuturor este să câștige și să devină, cel puțin preț de un an, cei mai buni dintre cei buni, obținând trofeul The Best. În această seară, în prima rundă de calificări, pentru că vom avea două serii, avem două echipe care se vor înfrunta, sunt convins, cu armele sportivității, pentru că, pe de o parte, avem pe reprezentanții Colegiului Național Ion Luca Caragiale din Ploiești. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Bună seara! Și, de asemenea, pe reprezentanții Liceului Teoretic Grigore Tocilescu din Mizil. Bună seara, bine ați venit! Și vă mulțumesc că sunteți alături de noi astăzi. Am să vi prezint, nu înainte de a afla de la ei și care sunt profesorii care îi coordonează, care se ocupă de pregătirea echipelor, ce reprezintă liceele lor. Cine vă coordonează pe voi? Care e profesorul coordonator? Doamna profesor Stoian Valentina. Care îi mulțumim pentru efortul pe care îl depune. Iar din partea voastră, doamna profesor Guțu Adela. Și domniei sale îi mulțumim deopotrivă. Le mulțumim acestor profesori care se implică, așa cum o fac și cei de la Inspectoratul Școlar Județean Prahova, cei care elaborează subiectele și sunt alături de noi în organizarea acestui concurs. Concurs organizat de Valea Prahovei TV împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Prahova și la ediția din acest an și Dada Media. În ceea ce privește echipele, din echipa Colegiului Național Ion Luca Caragiale fac parte elevi de clasa 9, 10, 11, respectiv a 12, pentru că așa prevede și regulamentul. De la clasa 9, Ana Maria Ciocodeică, bine ai venit încă o dată, Ana Maria Duca de la clasa 10, Casian Neagu, elev în clasa 11 și din clasa 12 Mihai Manta. Bună seara! Bună seara, vă spun întregii echipe. De la colegiul, de la Liceul Teoretic Grigore Tocilescu din Mizil, Mihnea Răduță. Bună seara! Bună seara, Mihnea! Mario Dumitru. Bună seara! Bună seara, Răzvan Damian. Bună seara! Și Maria Proaspătu. Bună seara tuturor! Sunteți pregătiți să începem? Știți regulamentul? Nu-i așa? Pentru cei de acasă, foarte concis așa, avem 60 de întrebări pentru această rundă din 6 domenii. Vom extrage doar 30 dintre ele, adică vom avea 5 întrebări din fiecare dintre cele 6 domenii. Cu cât răspundeți la mai multe întrebări, cu atât acumulați mai multe puncte. Aveți un minut maxim pentru a răspunde la o întrebare. Dacă răspundeți mai devreme, răspund ambele echipa mai devreme, nu mai lăsăm ceasul să curgă până la secunda 0. Dacă nu, profitați din plin de minutul acela. Important este să-mi dați răspunsuri corecte și nu neapărat răspunsuri grăbite. Dar dacă ne încadrăm și în timp sau chiar înregistrăm vreun record dintre ăsta de promptitudine în a răspunde, nu o să se supere nimeni și nici voi câtă vreme veți merge mai departe. Există și posibilitatea să meargă ambele echipe în semifinală. S-a întâmplat, cred că, de 3 ori până acum. În situația în care se înregistrează egalitate perfectă între cele două echipe după
epuizarea celor 30 de întrebări. E o premieră la ediția de anul acesta. La edițiile precedente, în caz de egalitate, existau niște întrebări de baraj. Fără baraj, le dăm șansa cât mai multor echipe să participe în faza semifinală și, evident, de acolo să-și cucerească locul în finală. Dacă sunteți pregătiți, și înțeleg că sunteți, da, să trecem la treabă. Sper că și cei de acasă sunt pregătiți să răspundă corect la rândul lor cât mai multor întrebări. Extragem mai întâi și mai întâi, așa cum v-ați obișnuit, domeniul din care vom adresa întrebări și începem cu domeniul arte. Nu știu dacă se numără printre preferatele voastre sau nu, dar vom începe prin a ne bucura de ceea ce înseamnă muzica de calitate, artele plastice și, în general, orice reprezentare a talentului artiștilor pe care îi vom nominaliza. Dacă sunteți pregătiți și pentru asta, voi extrage prima întrebare. Aveți emoții înainte de prima întrebare? Nu. Nu. Emoțiile vor fi din ce în ce mai mari probabil pe final, mai ales dacă va fi egalitate sau veți fi foarte aproape unii de ceilalți. Începem cu întrebarea numărul 10 din domeniul art. 5 întrebări așadar din acest domeniu, de altfel din fiecare cele 6 domenii. Întrebarea numărul 10 presupune să ascultăm un fragment muzical și să recunoaștem lucrarea respectivă. Așadar, ascultați și recunoașteți următoarea lucrare din creația compozitorului Serghei Rahmaninov și alegeți răspunsul corect. Varianta A, concertul pentru pian numărul 2, partea 1, varianta B, simfonia 1, partea a 2 sau varianta C, dansuri simfonice, opus 45. Aveți un minut la dispoziție. Echipa Colegiului Național Lila Caragiale susține că este vorba despre concertul pentru pian numărul 2, partea 1. Reprezentanții Liceului Grigore Tocilescu din Mizil apreciază că ar fi vorba despre simfonia 1, partea a 2. Răspunsul corect la această întrebare este varianta A, concertul pentru pian numărul 2, partea 1. Asta înseamnă că avem un punct și am să vă rog să țineți și voi scorul, un punct pentru Colegiul Național Lila Caragiale și niciun punct deocamdată, dar suntem abia la început, pentru Liceul Grigore Tocilescu din Mizil. Nu trebuie să vă îngrijorați, mai avem 29 de întrebări, dar doar 4 din domeniul arte. Următoarea întrebare din arte este întrebarea cu numărul 4, care sună astfel. Muzeul Louvre se află în orașul, grea întrebare, nu-i așa? A, Roma, B, Paris, C, Londra. Vă doresc succes! Varianta Tokyo nu e acolo, e gluma mea preferată în ediția asta. Avem un răspuns din partea elevilor, nici nu mai e nevoie să pornim ceasul, pentru că evident mi-au dat foarte rapid răspunsul și evident răspunsul lor este, cum credeți că e răspunsul vostru? Corect. N-aveți dubii pe tema asta, nu-i așa? Nu. Întrucât toată lumea știe că Muzeul Louvre nu e nici la Roma, nici la Londra, nici la Tokyo, ci exact la Paris, câte un punct pentru fiecare echipă. Răspuns corect, așadar, Paris au răspuns ambele echipe, avem scorul de 2-1 în acest moment pentru Colegiul Național Lila Caragiale, adică să mențină acea diferență de un punct, dar mai sunt o mulțime de întrebări. Încă 28. Întrebarea cu numărul 5, de asemenea, din domeniul arte, este grele întrebări, nu-i așa? Următoarea nu va mai fi la fel de ușoară, probabil, pentru că iarăși va trebui să ascultăm și să recunoaștem un fragment muzical. Fiind vorba fie de concertul în re major pentru vioară și orchestră de Ludwig van Beethoven, varianta A, fie varianta B, opera Bărbierul din Sevilla, de Gioachino Rossini, sau varianta C, concertul pentru pian numărul 1, partea 1.
ambele echipe. Acum să vedem dacă e și răspunsul corect, și anume concertul pentru pian numărul 1, partea 1 de Piotr Ilici Tchaikovsky. Răspunsul vostru este... corect. Corect, evident. 3-2 în momentul de față pentru reprezentanții Colegiului Național Ile Caragiale. Felicitări a ambelor echipe. Și trecem la următoarea întrebare din domeniul arte, cred că e a patra. Adică întrebarea cu numărul 1, numerotată cu 1, dar a patra în ordine extragerii. Întrebarea cu numărul 1. Care dintre următorii compozitori nu a scris nicio lucrare în genul operei? Varianta A, Giuseppe Verdi. Varianta B, Wolfgang Amadeus Mozart. Sau varianta C, Johann Sebastian Bach. Trebuie să vă gândiți care dintre cei trei nu a compus nicio operă. În sensul de gen. Întrucât o operă, fiecare are opera sa alcătuită din nenumărate lucrări muzicale. Dar nicio lucrare în genul operei nu a scris unul dintre cei trei compozitori. E vorba oare de Verdi, de Mozart sau de Johann Sebastian Bach. Un minut aveți la dispoziție și în acest caz. Nu trebuie să ascultați nimic. Poate doar ceasul care măsoară timpul ce se scurge. Iar eu mă bucur de acest intermezzo pentru a îi menționa încă o dată pe sponsorii competiției: Aenova Group, Prahova Value Center, BES România, Digi, Cristim, Platinum Dent, UPG, Winmart Ploiești, Compet Ploiești, Fax Media Consulting Ploiești, Capitala Tineretului, Fundația Comunitară Prahova, Terra Verde, AFI Ploiești, Cofetăria Le Bonbon și Coral Impex. Sigur că lista e deschisă și sunt convins că până în finală vor mai fi și alții sponsori care ni se vor alătura. Le mulțumim celor care deja au făcut pasul acesta. Avem și răspunsurile celor două echipe. Colegiul Național Ile Caragiale ne indică drept răspuns corect Johann Sebastian Bach. El n-a scris nicio operă, iar voi susțineți că Giuseppe Verdi n-a scris nicio lucrare în genul acesta muzical, da? E bine, trebuie să vă spun că răspunsul corect este Johann Sebastian Bach. Ceea ce înseamnă că avem încă un punct pentru Colegiul Național Ile Caragiale, care astfel se distanțează la 2 puncte, dar mai sunt o mulțime de întrebări până la momentul la care vom trage linie, ceea ce înseamnă că trebuie doar să fiți puțin mai atenți, da? Scorul este 4-2, da? Și mai avem o singură întrebare, ceea ce înseamnă că voi până acum n-ați greșit niciun răspuns. Aveți timp să faceți și asta, că nimeni nu-i perfect pe lumea asta, nu? Și voi veți avea ocazia să recuperați, sunt sigur, și de acest aspect. Întrebarea cu numărul 6 este cea de-a 5-a, ultima din domeniul arte. Întrebarea cu numărul 6, sunând cam așa, cum se numește? Sunt convins că vom vedea pe micul ecran o clădire și va trebui să o recunoaștem. Cum se numește această clădire celebră? Și avem 3 variante: Chrysler Building din New York, Big Ben din Londra sau Space Needle din Seattle. Ne vom concentra, vom avea un minut la dispoziție pentru a ne hotărâ care din ce clădire este aceasta. Dacă e Big Ben, dacă este Chrysler Building sau dacă este Space Needle din Seattle. Este a 5-a întrebare din domeniul arte, iar eu am să-i menționez și pe partenerii media ai concursului The Best. Este vorba despre colegii și prietenii noștri de la Radio Prahova, Telegrama, Info Ploiești City, Ploiești.ro și Euromedia. Și lor le mulțumim, desigur, pentru acest parteneriat, pentru această colaborare care ne dă ocazia să promovăm concursul The Best în rândul publicului prahovean. Și sunt convins că nu numai, pentru că de această competiție s-a auzit mult dincolo de granițele județului. Nu sunt foarte multe concursuri de cultură generală de asemenea învergură pentru liceeni la nivelul țării. Și noi mai avem doar câteva secunde. Dacă ați optat deja, profitați din... Nu vreau să vă grăbesc, sunt desigur, da? Ați ales varianta pe care o considerați corectă și voi la fel, da? Așadar, cei de la Grigore Tocilescu din Mizil spun că este vorba despre o clădire din Seattle, despre Space Needle. Iar voi susțineți că este vorba despre Chrysler Building din New York. Iar răspunsul corect este... Care credeți? E Big Ben cumva? Nici chiar, nu? Asta înseamnă că mai avem de ales doar dintre cele două și răspunsul corect este Chrysler Building din New York. Încă un punct pentru Colegiul Național Ile Caragiale. Scorul este acum 5-2, în momentul în care vom trece la extrage un alt domeniu. Ceea ce înseamnă că veți avea ocazia să vă luați revanșa, probabil că sunt domenii pe care le stăpâniți chiar mai bine decât
Important este să vă concentrați, indiferent de domeniul ales. Primul pas este să nu vă grăbiți și cu puțină concentrare, să nu lăsați emoțiile să vă domine. Mai ales că avem domeniul istoria românilor. Nu știu dacă asta vă bucură sau dimpotrivă, vă bucură? Cum stați cu istoria? Și aveți și emoții, dar vă și bucurați. Nu, au început emoțiile să apară un pic? Nu? O să lucrăm și la asta. Ca să vă dăm emoții. Vom extrage prima întrebare. Că e cam singurul instrument. N-avem catalog, n-avem alte instrumente decât întrebările astea pentru care le mulțumim inspectorilor din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Prahova. Sunt cei care elaborează subiectele și care ne ajută astfel să vă punem la încercare cunoștințele. Repet, toate sunt formulate pe baza programei școlare. Așa că fie că apar în manuale, fie că apar în prelegerile, în prezentările profesorilor voștri, aceste informații fac parte din categoria celor pe care ar trebui să le cunoașteți fără a mai studia o bibliografie suplimentară. Întrebarea cu numărul 9 din istoria românilor. Întrebarea cu numărul 9. Este la adunarea de la 3-5 mai 1848 de la Blaj. S-a adoptat varianta A, petiția națională, varianta B, petițiunea proclamație și varianta C, cererile norodului românesc. Aveți la dispoziție un minut pentru a răspunde corect la această întrebare. Și așteptăm răspunsurile voastre, timp în care și eu voi ordona întrebările de aici, pentru că sunt în sens invers, de la 10 la 1. Un minut pentru a-mi oferi răspunsul corect la această întrebare. Dacă la adunarea din 3-5 mai 1848 de la Blaj s-a adoptat petiția națională sau petițiunea proclamație sau au fost adoptate cererile norodului românesc. Dacă ați răspuns deja, vă rog să-mi dați foile. Și avem de o parte, adică dinspre Colegiul Național Ile Caragiale, răspuns varianta A, petiția națională. Iar voi susțineți că este vorba dimpotrivă de cererile norodului românesc. Răspuns corect, petiția națională. 6 la 2 în acest moment, întrucât punctul, un singur punct acordăm în această probă echipei Colegiului Național Ile Caragiale. Extragem a doua întrebare din istorie, este vorba despre întrebarea cu numărul 4. În octombrie 1959, într-un octombrie, Mihai Viteazul l-a învins la Schellinger pe, că asta e important, pe cine a învins Mihai Viteazul? Pe Sigismund Bathory, pe Simeon Movilă sau pe Andrei Bathory? Așteptăm, firește, răspunsul corect din partea. În octombrie 1599, Mihai Viteazul l-a învins la Schellinger pe Sigismund Bathory, pe Simeon Movilă sau pe Andrei Bathory. Am lămurit și anul în care s-a întâmplat, în care s-a petrecut această bătălie finalizată cu victoria lui Mihai Viteazul. Avem mai puțin de jumătate de minut pentru a identifica răspunsul corect dintre cele trei variante pe care le-am enunțat deja. Cei de acasă probabil că au și răspuns corect sau poate acum caută prin enciclopedii răspunsul la această întrebare. Nu cine l-a învins pe Napoleon la Waterloo, ci pe cine a învins Mihai Viteazul la Schellinger. Mai avem doar o secundă și vom încerca să aflăm răspunsul corect. Și unii și ceilalți susțineți că este vorba despre un Bathory, dar unii spuneți că e vorba de Andrei Bathory, iar voi credeți că e vorba de Sigismund Bathory. Despre cine să fie vorba oare? Pentru că unii dintre voi au dreptate. Răspuns corect, Andrei Bathory. Asta înseamnă că varianta C este cea corectă și că încă un punct merge către Colegiul Național Mihai Viteazul, scorul fiind acum 7 la 2. Haideți să ne concentrăm să mai
adunăm niște puncte și pentru liceul din Mizil. Întrebarea cu numărul 10 este: conform Constituției din 1965, rolul conducător în societatea românească îi revenea, varianta A, Mari Adunări Naționale, varianta B, Partidului Comunist Român și varianta C, Guvernului. Un minut aveți la dispoziție pentru a ne spune ce prevedea Constituția din 1965 în legătură cu rolul conducător în societatea românească. Cine conducea societatea la acea vreme? Marea Adunare Națională, Partidul Comunist Român sau Guvernul? Firește că una singură dintre cele trei variante poate fi și corectă. Diferența e destul de mare în momentul de față între cele două echipe, dar vă amintesc că mai sunt multe întrebări până la finalul acestei runde și oricând situația se poate modifica în funcție și de cunoștințele participanților. Deocamdată, pentru un punct, trebuie să răspundeți corect la această întrebare. Cine avea rolul conducător în societatea românească potrivit Constituției din 1965? Dacă ați răspuns corect, puteți să-mi dați biletele fără ezitări. Și unii și alții susțineți că este vorba despre PCR, Partidul Comunist Român, și unii și alții obțineți câte un punct. Asta înseamnă că avem scorul de 8 la 3 în această clipă. Așadar, diferența se menține, dar e foarte bine că ați revenit în joc și reprezentanții liceului Grigore Tocilescu din Mizil. Și avem întrebarea cu numărul 1 din istoria românilor. Nobilii daci se numeau, varianta comații, varianta B, tarabostes, varianta C, patricieni. Un singur minut aveți la dispoziție ambele echipe pentru a răspunde corect aceste întrebări. Vom vedea imediat dacă reușiți să câștigați punctul pe care vi-l acordăm în cadrul acestei etape. Nu trebuie decât să-mi spuneți cum se numeau nobilii în societatea dacilor, dacă e vorba de comații, de tarabostes sau de patricieni. Încă o jumătate de minut, timp suficient, sper eu, ca să vă amintiți ce ați învățat la lecțiile de istorie. Imediat vom afla răspunsul, pentru că mai sunt doar câteva secunde până când ceasul se va opri și noi vom afla răspunsul. Dacă l-aveți deja, vă mulțumesc. Ambele echipe au răspuns tarabostes, ambele echipe își adjudecă câte un punct. Avem așadar 9 la 4 în clipa aceasta. Și ne pregătim să extragem probabil al 5-lea, a 5-a întrebare, da? Din domeniul istorie. Și vom încheia cu acest domeniu. A fost mai echilibrată situația aici, constat. Întrebarea cu numărul 3. Să vedem când vor greși și cei de la Caragiale răspunsul la întrebare. În Evul Mediu, nu atunci, în Moldova și Țara Românească, instituția centrală era, atenție, varianta A, Adunarea Țării, varianta B, Sfatul Domnesc și varianta C, Domnia. Trebuie să ne concentrăm cu toții ca să identificăm răspunsul corect la această întrebare. Așadar, așteptăm un răspuns corect din partea ambelor echipe. În Evul Mediu, Moldova și Țara Românească, instituția centrală era Adunarea Țării sau Sfatul Domnesc sau Domnia. Un singur răspuns, evident, este cel corect. Dacă sunteți gata, dacă mai simțiți nevoia să vă mai consultați, mai aveți 10 secunde, 11 chiar. Timpul s-a scurs, vă rog să-mi dați. Așadar, echipa Colegiului Caragiale îmi indică drept răspuns corect Domnia. Reprezentanții liceului Grigore Tocilescu apreciază că e vorba despre Sfatul Domnesc. Răspunsul corect este varianta C, Domnia. Asta înseamnă că avem încă un punct pentru Colegiul Național Ile Caragiale. Scorul este 10
10 la 4, pentru că ați răspuns corect la fiecare dintre cele 10 întrebări de până acum. Ne concentrăm, punem întrebările, numerele de întrebări la loc și vom extrage un alt domeniu. Să vedem despre ce este vorba. Mai avem 4 domenii, fiind vorba... Este unul dintre ele limba și literatura română, celălalt sportul, geografie și științe. Acestea sunt domeniile care au rămas în competiție. Și mergem mai departe cu sport. Pentru cei care sunt pasionați de sport. Ca și pentru cei care nu sunt pasionați de sport. Și începem cu întrebarea cu numărul 4 din sport. Sunteți optimiști? Am făcut apel la începutul rundei, la spiritul sportiv, la valorile sportului, pe care aș vrea să le văd că domină în trecerea noastră, și perseverența, de care dau dovadă mari sportivi, dar și corectitudinea, care îi caracterizează pe adevărații campioni. Fiind important să câștigi, dar și cum câștigi. Și vom vedea cine câștigă astăzi și cum câștigă, cum face asta. Prima întrebare, am spus că este întrebarea cu numărul 4, da? Din sport. Și acum aflăm și care este aceasta. Ce echipă din România a învins echipa din Liverpool în anul 1966? E vorba de echipa de fotbal, am convingerea. Varianta A, Petrolul Ploiești. Varianta B, Steaua București. Varianta C, CFR Timișoara. O întrebare relativ ușoară pentru suporterii, pentru microbiști în general, indiferent ce echipa susține, nu se poate să nu fie aflat ce echipă din România a învins Liverpoolul în 1966. Chiar dacă niciunul dintre noi n-a avut ocazia, născându-ne prea târziu, să asistăm la această partidă, știm cu toții că răspunsul corect este, firește, Petrolul Ploiești. Cât un punct pentru fiecare dintre cele două echipe, înseamnă că avem 11 la 5 în momentul de față. Am început bine runda aceasta sau domeniul acesta. Întrebarea cu numărul 9 din sport este: sportivii apatriți care participă la Jocurile Olimpice au ca simbol varianta A, steagul alb, varianta B, steagul olimpic și varianta C, steagul țării natale. Nu pare foarte complicată întrebarea asta, dar să vedem, să nu fie vreo capcană. Nu ne grăbim, răspundem în momentul în care suntem convinși că știm care este varianta corectă. Așadar, sportivii fără patrie care participă la Jocurile Olimpice au ca simbol steagul alb, simbolizând pacea, steagul olimpic sau steagul țării natale. O singură variantă este corectă. Evident, și una singură, aceea corectă, vă poate aduce câte un punct. În momentul în care scorul este 10 la 5. 11 la 5 chiar. Pentru că deja suntem acum la a doua întrebare din lumea sportului sau din acest domeniu. Suntem la al treilea domeniu, a 12-a întrebare. Și mai avem doar câteva secunde, așa că o să vă rog să vă hotărâți. Voi se pare că ați hotărât deja și voi la fel. Voi spuneți că e vorba de steagul olimpic, voi că e vorba despre steagul alb. Răspuns corect, steagul olimpic, varianta AB, 12 puncte. Au cei de la Caragiale, 5 puncte, reprezentanții liceului teoretic Grigore Tocilescu. Dar avem o nouă întrebare din sport. Întrebarea cu numărul 3. Câte medalii olimpice de aur a câștigat Nadia Comăneci? Varianta A, 8, varianta B, 3, varianta C, 5. Chiar și o singură medalie de aur la Olimpiadă îți asigură locul în istoria Jocurilor Olimpice, dar 3 sau 5, ori chiar 8. Acum rămâne să aflăm câte medalii a obținut Nadia Comăneci. 8 medalii de aur la Olimpiadă, 3 sau 5. Așadar, întrebarea nu se referă la câte olimpiade a participat sportiva noastră,
prima gimnastă care a obținut o notă de 10, ci se referă întrebarea la câte medalii olimpice deține Nadia Comăneci. 3, 5 sau 8? Dacă aveți deja răspunsurile. Și răspunsurile voastre sunt similare, sunt identice. Avem ca răspuns varianta C, 5 medalii de aur a cucerit Nadia Comăneci la Olimpiadă. Răspuns corect. Câte un punct pentru fiecare echipă. 6 puncte pentru Grigore Tocilescu din Mizil. 13 puncte pentru Colegiul Național Ile Caragiale. Și extragem încă o întrebare din sport. Întrebarea cu numărul 10 este: pe ce loc s-a clasat echipa de fotbal a României la campionatul mondial din 1994? Varianta A pe locul 3, varianta B pe locul 4, varianta C pe locul 6. Pentru cei care au asistat cu sufletul la gură la meciurile echipei de fotbal a României de la această ediție a campionatului mondial, va fi foarte ușor să aleagă varianta corectă. Pentru ceilalți trebuie să facă poate mai mult efort, dar important e să ne comunice răspunsul corect. Dacă România s-a clasat pe locul al treilea, dacă s-a clasat pe locul 4 sau pe poziția a 6-a în clasamentul final al campionatului mondial de fotbal din Statele Unite, da? Din 1994. Dacă ați răspuns deja, aștept biletele voastre, care îmi spun că România s-a clasat pe locul 6. Răspuns corect. Încă un punct pentru fiecare echipă. 7 puncte acum pentru voi și 14 pentru echipa Colegiului Național Ile Caragiale, în clipa în care extragem a 5-a întrebare și ultima din sport. Este întrebarea cu numărul 6. Ce țară va găzdui Jocurile Olimpice de Vară din anul 2024? Așadar, la anul vom avea Olimpiadă în Franța, în Germania sau în Portugalia? Voi trebuie să-mi spuneți în ce țară și nu neapărat în ce oraș se vor desfășura Jocurile Olimpice din 2024. Dacă vom avea Olimpiadă în Franța, în Germania sau în Portugalia. Trebuie doar să vă amintiți ce țară a câștigat organizarea Jocurilor Olimpice de anul viitor. Și suntem la jumătatea rundei, pentru că este întrebarea cu numărul 15. În total vom avea 30 de întrebări pentru cele două echipe, echipa Colegiului Național Ile Caragiale din Ploiești și echipa Liceului Teoretic Grigore Tocilescu din Mizil, în clipa în care scorul este 14 la 5, la 7, la 7, 14 la 7. Dacă ați găsit răspunsul, vă rog să-mi dați biletele, să nu mai așteptăm să treacă timpul. Chiar nu mai era cazul, pentru că ați răspuns corect și unii și ceilalți. Franța este răspunsul pe care l-așteptam și care, iată, va aduce vouă cel de-al 15-lea punct și vouă cel de-al 8-lea punct în clasament. În clipa în care schimbăm și domeniul, iarăși, asta înseamnă că vom pune și numerele de întrebări la loc. Și vom continua cu un alt domeniu pe care îl vom extrage. Aveți preferințe? Mai avem limba și literatura română, geografie și științe. Din ce domeniu vă doriți? Geografie? Voi? Geografie. Geografie? O să fie alt domeniu, sunt sigur. Nu sunt sigur. Nu știe nimeni ce domeniu va fi. Și cred că nici nu are importanță ordinea, pentru că oricum le vom parcurge pe toate, nu-i așa? De aia să vedem. Dacă v-ați dori geografie, geografie să fie. Acum sper să răspundeți corect la toate întrebările. Poate voi să vă încurcați odată, că deja nu e regulă. Să nu fi greșit niciodată la jumătatea concursului. Avem așadar 15 întrebări până acum, dar urmează alte 5 din geografie, așa cum v-ați dori voi toți. În geografie, imediat le voi așeza în ordine de la 1 la 10. Și voi extrage prima întrebare. Care va fi întrebarea cu numărul 2? După modul de formare, câmpia Târgoviștei este o câmpie, varianta A piemontană, varianta B tabulară sau varianta C de subsidență? Aveți un minut ca să răspundeți la această întrebare, să ne spuneți ce fel de câmpie este câmpia Târgoviștei.
Piemontană, tabulară sau de subsidență. Nu vă cer să-mi spuneți care sunt caracteristicile respectivelor câmpii, ci doar să ne indicați corect denumirea. Ce fel de câmpie este câmpia Târgoviștei după modul de formare, după geneza ei? Sigur că n-ar trebui să vă ia prea mult răspunsul, dacă știți, dacă vă amintiți de la geografie, cum s-a format câmpia Târgoviște. Dacă nu vă amintiți, poate aveți nevoie de puțină inspirație. Știți de variantele ajutătoare, da? Sunați toți prietenii din agendă. Căutați în toate enciclopediile. Dar toate astea trebuie să le-ți făcut înainte de a intra aici în platoul de la Valea Prahovei TV. Firește, trebuie să avem câte un răspuns din partea fiecărei echipe și avem un singur răspuns din partea ambelor echipe, dar două puncte pentru câte unul pentru fiecare, pentru că răspunsul este corect, varianta A, piemontană. Acesta este tipul de câmpie în care se încadrează câmpia Târgoviștei. Așadar, un prim răspuns corect la geografie, 16 puncte pentru Ile Caragiale și 9 puncte pentru... E corect, da? Da. 9 puncte pentru Grigore Tocilescu din Mizil. Ia să vedem ce se întâmplă când vă voi adresa întrebarea cu numărul 10. Satele de tip răsfirat sunt specifice zonelor cu relief A, colinar, B, montan, C, depresionar. Tot un minut, alt minut, da, pe care vi-l oferim pentru a răspunde la această întrebare. Întrebarea cu numărul 10 și care se referă la satele de tip răsfirat. Unde sunt întâlnite ele în mod deosebit? Căror zone de relief le sunt specifice? Zonelor colinare, montane sau depresionare? Echipele se concentrează. Unii au răspuns deja, ceilalți sunt încă în căutarea răspunsului corect. Și dacă v-ați decis, dați-mi, vă rog, biletele. Pentru că, din ce am tras eu cu ochiul, și unii și ceilalți ați răspuns corect. Colinar este relieful care are ca specificitate satele de tip răsfirat. Încă un punct pentru fiecare echipă. 17 la voi și 10 la voi, da? Continuăm cu o altă întrebare. Mai sunt 3 din geografie. Întrebarea cu numărul 3. Una dintre cele mai frumoase peșteri din România, peștera Topolniță, este situată în varianta A, Munții Cernei, varianta B, Podișul Mehedinți, varianta C, Munții Vâlcanului. Vom afla imediat în care munți este situată această peșteră, considerată una dintre cele mai frumoase din România. Topolnița este în Munții Cernei, în Podișul Mehedinți sau în Munții Vâlcanului? Iar eu, în așteptarea răspunsului corect, oferit, sper, de către concurenți, am să vă spun încă o dată că, la fel cum v-ați obișnuit cei care urmăriți concursul de ani de zile, încă de la prima ediție, vom avea și anul acesta premii consistente pentru elevii care se vor clasa pe podiumul competiției, cei care în finală vor ocupa pozițiile de la 1 la 3, premii oferite, sigur, cu sprijinul sponsorilor noștri, mulți sponsori, parteneri, cărora le mulțumim pentru încredere și pentru faptul că se implică, iată, în a susține astfel de competiții de cultură generală pentru liceeni. Avem întrebarea cu numărul 3 și două variante de răspuns. Munții Cernei, spun cei de la Grigore Tocilescu din Mizil, și Munții Vâlcanului, spuneți voi, iar eu verific încă o dată și vă spun că în premieră avem și o greșeală din partea voastră. S-a întâmplat, da? Răspunsul corect este Podișul Mehedinți, ceea ce înseamnă că nici cei de la Grigore Tocilescu nu obțin niciun punct, din păcate. Deci mergem mai departe în aceeași formulă cu câte puncte la voi? 17 la voi și 10 la voi. Ați văzut, nici ei nu sunt perfecți, dar nici voi n-ați profitat acum de pasul greșit al celor de la Caragiale ca să mai reduceți din diferență. Poate se va întâmpla acum sau poate nu. Avem întrebarea cu numărul 8 din geografie.
În apropierea localității Pătlăgeanca, fluviul Dunărea se bifurcă în brațele A, Chilia și Sulina, B, Sulina și Sfântul Gheorghe sau varianta C, Chilia și Tulcea. Tot un minut pentru a vă decide ce se întâmplă în preajma acelei localități. În ce brațe se bifurcă Dunărea atunci când ajunge în apropierea localității Pătlăgeanca. Varianta A, Chilia și Sulina, varianta B, Sulina și Sfântul Gheorghe, varianta C, Chilia și Tulcea. Este cea de-a patra întrebare din geografie, vom mai avea una singură. Deocamdată însă suntem în căutarea răspunsului corect la aceasta. Vrem să aflăm în ce brațe se desparte Dunărea atunci când ajunge în apropierea localității Pătlăgeanca. Vii dezbateri în cadrul echipei din Mizil. Cei de la Caragiale par să fi hotărât deja răspunsul. Continuăm. Așteptăm. S-a scurs timpul. Voi susțineți că e vorba de Chilia și Tulcea. Facem abstracție de ce ați desenat pe aici. Voi ați desenat pe acolo. Cred că dacă vă mai lăsam puțin timp, aveam harta, am fi avut întregul glob desenat pe hârtie, dar nu e cazul, pentru că avem două răspunsuri diferite. Voi spuneți că e vorba de Chilia și Sulina, voi spuneți că e brațele respective sunt Chilia și Tulcea. Răspuns corect, verific încă o dată, ca nu care cumva să greșim. Răspunsul corect este varianta C, Chilia și Tulcea. Încă un punct pentru cei de la Colegiul Național Ile Caragiale. Înseamnă că avem acum 18 puncte și la voi în continuare 10 puncte în momentul în care extragem și ultima întrebare din geografie. Este întrebarea cu numărul 7. Periferia orașului Târgoviște este traversată de Valea Râului, varianta A Dâmbovița, varianta B Ialomița, varianta C Cricovul Dulce. Și de asemenea aveți la dispoziție doar un minut pentru a ne răspunde corect la această întrebare. Ce râu străbate periferia localității menționate? Întrebarea cu numărul 7, periferia orașului Târgoviște este traversată de Valea Râului, Dâmbovița, Ialomița sau Cricovul Dulce? Iarăși o întrebare care n-ar trebui să fie dificilă. Aștept răspunsurile voastre. Ambele echipe au răspuns varianta A, Dâmbovița, doar că răspunsul corect este varianta B, Ialomița. Înseamnă că rămânem cu punctele acumulate până aici, în clipa în care mai avem două domenii. Scorul este 18-10. Mai sunt încă 10 întrebări, ceea ce înseamnă că nu e totul pierdut. Dar aveți nevoie și de multă șansă, nu-i așa? Ca să recuperați diferența asta. Important e însă și pentru cei care nu ajung în semifinale să aibă satisfacția că s-au comportat cât se poate de bine și v-ați făcut-o până acum. Important e să nu vă demobilizați din cauza diferenței de scor. Nu e cazul pentru că, iată, vom avea un nou domeniu și alte 5 întrebări. Limba și literatura română. Este penultimul domeniu din care vă adresăm întrebări. Cu speranța că veți răspunde corect la cât mai multe. Prima întrebare din acest domeniu este întrebarea cu numărul 3. Și anume, numărul de greșeli din enunțul. Mi-ar place să urmez în continuare cursurile facultății aceasta. Este. Câte greșeli avem așadar? 3, 2 sau o singură greșeală? Analizați cu mare atenție, vânați greșelile din text și spuneți-mi câte sunt acestea. Câte sunt greșelile? Sunt 3 greșeli, doar 2 sau una singură? N-am spus decât una, întrucât am avea deja o greșeală în plus. Numărul de greșeli din enunțul. Mi-ar place să urmez în continuare cursurile facultății aceasta.
este numărul 3, 2 sau 1. Câte greșeli avem așadar? Nici măcar nu o să vă cer să-mi spuneți care sunt acele greșeli. Am convingerea că mulți dintre cei de acasă au identificat deja greșeala sau greșelile din enunțul de mai devreme. Iar noi vă vom confirma că ați răspuns corect. Sper că ați răspuns corect. Iar ceea ce vă vom spune noi nu vă va surprinde deloc. Avem... Mai avem doar 3 secunde. Una, niciuna. Vă rog să-mi dați răspunsul. Să aflăm despre câte greșeli e vorba. Voi spuneți că e vorba de 3. Voi spuneți că este vorba de 2, da? Îmi puteți spune și care sunt cele 3? Mi-ar plăcea în continuare și în loc de acesteia. Răspuns corect. 3 greșeli. Încă un punct pentru Colegiul Național Ilie Caragiale. Scorul este 19 la 10 acum. O nouă întrebare din limba și literatura română. Întrebarea cu numărul 10. Concentrați-vă și voi, da? Nu fiți dezamăgiți. Mai aveți timp să câștigați o mulțime de puncte, pentru că mai avem 9 întrebări. În replica personajului Caragealian, o societate fără principuri va să zică că nu le are. Există varianta A, un pleonasm, varianta B, un truism și varianta C, un anacolut. Ia să vedem când este vorba despre principuri, care e răspunsul corect la întrebare. Ne referim deci la un personaj din opera lui Caragiale și la citatul o societate fără principuri va să zică că nu le are. Ce avem aici? Un pleonasm, un truism sau un anacolut? E relativ simplu să răspunzi corect la această întrebare cu condiția să fii foarte atent și să apreciezi la ce se referă personajul respectiv, ce vrea el să spună cu aceasta. Nu e foarte greu și încă mai avem timp, dar dacă ați luat o decizie, vă rog să-mi dați biletele. Dacă vreți să vă mai gândiți, aveți timp să vă mai gândiți. O singură variantă poate fi corectă, am să vă rog să o încercuiți pe cea corectă. Dacă ați bifa mai multe, hotărâți-vă la una singură, pentru că, evident, un singur răspuns poate fi corect. Și anume... Așadar, afirmația era o societate fără principuri, va să zică că nu le are. Adică dacă nu le are, nu le are, nu? Ce e după părerea voastră? Sună pleonasm. Așadar e mai apropiat de un truism, da? Da. Aceasta fiind varianta corectă. Voi ați spus că e vorba de anacolut, iar voi de asemenea de anacolut. Nu, răspunsul corect era truismul. Așa că mergem mai departe cu același scor, 19 la 10. Da. Și extragem o nouă întrebare din domeniul limba și literatura română. Întrebarea cu numărul 5. Enunțul corect este varianta A, a depus o muncă laborioasă, varianta B, aversele au afectat întregul oraș sau varianta C, nu au obținut cele mai optime rezultate. Așadar, două dintre enunțuri sunt incorrecte. Unul singur poate fi încadrat în categoria formulărilor corecte. Voi trebuie să identificați fie enunțul corect, fie să le descoperiți pe cele două care sunt greșite. Oricum ați proceda, vreau să-mi dați răspunsul așteptat și să obțineți punctul pe care îl punem în joc în această rundă. N-am să vă cer să-mi spuneți de ce nu sunt corecte variantele respective, dar vreau să-mi indicați răspunsul corect. Știu cei de acasă, mulți dintre cei de acasă au identificat deja greșelile din două enunțuri, astfel că l-au identificat și pe cel care este corect. Ați răspuns și voi? Nu mai stați pe gânduri, pentru că aveți câte un punct fiecare, aversele au afectat întregul oraș, e singurul enunț formulat corect.
În renunțul a depus o muncă laborioasă, avem un pleonasm, laborios și cu muncă sunt mai mult decât apropiate, iar nu a obținut cele mai optime rezultate nu poate fi un enunț corect din cauza că optime nu prea permite gradul acela de comparație. Mergem mai departe cu o nouă întrebare din limba și literatura română, în clipa în care avem 20 la 11. Și mai avem încă din domeniul limba și literatura română încă două întrebări. Întrebarea cu numărul 1. Este corect enunțul din A. Își merită soarta sa. B. Se merită să particip la The Best. Și varianta C. Nu merită să-i acorzi atâta atenție. Așadar, un singur enunț e corect dintre cele trei. Care dintre ele oare? Nu-i greu deloc. Doar trebuie să vă decideți dacă se merită să particip la The Best, dacă se merită soarta sa sau dacă nu merită să-i acorzi atâta atenție. Și sper că afirmația aceasta din urmă nu se referă la concursul nostru, pentru că el merită toată atenția dumneavoastră, punând, aducând în fața publicului echipe din 20 de licee și colegii din Prahova, care se străduiesc să ne demonstreze că ei sunt cei mai buni. Și sigur că unii vor și câștiga concursul și trofeul mult răvnit, trofeul The Best, aflat la ediția cu numărul 6, un trofeu deținut în momentul de față de reprezentanții colegiului Spiru Haret din Ploiești, pentru că ei au câștigat ediția cu numărul 5. Acum să stăm la ediția cu numărul 6, mai avem 10 secunde pentru a răspunde corect la această întrebare, pentru a vedea dacă se merită să aloci un minut pentru o astfel de întrebare sau poți răspunde corect chiar mai repede. Așadar, voi credeți că este corect să spui se merită să participi la The Best? Și sigur că, eu zic că merită efortul de a participa la The Best, dar nu cu formularea asta, cu se merită. Iar voi spuneți că nu merită să-i acorzi atâta atenție, nu vreau să știu la cine vă referiți, dar știu că răspunsul este corect. Așadar, răspunsul corect, varianta C, nu merită să-i acorzi atâta atenție, singura variantă corect formulată. Un punct pentru Colegiul Național Ilie Caragiale, 21 la 11, pentru că doar voi obțineți un punct în această etapă. Și trecem la ultima întrebare din domeniul limba și literatura română. Ceea ce înseamnă că apoi vom trece la domeniul științe, ultimul și ultimele 5 întrebări, dar acum întrebarea cu numărul 6 din limba și literatura română. Strofa alcătuită din 5 versuri se numește varianta A, Quintuplu, varianta B, Quinarie și varianta C, Quintă. Trebuie să-mi dați răspunsul corect la această întrebare sau să vă amintiți cum se numește strofa alcătuită din 5 versuri. Dacă ați răspuns corect, dați-mi biletele, dacă nu, mai așteptăm. S-ar putea să vă fie greu să vă amintiți termenul care desemnează strofa alcătuită din 5 versuri, dar aveți timp să dezbateți, să întoarceți pe toate părțile cele trei cuvinte care ar putea denumi strofa respectivă și unii și alții mergeți pe varianta C, cuvintă, dar varianta corectă este B, cuvinarie. Un termen mai puțin cunoscut, nu e foarte popular. Se presupune însă că ar fi trebuit să-l învățați la limba și literatura română. Niciun punct la ultima întrebare din domeniul limba și literatura română. Avem scorul 20 la 11 în această clipă. 21 la 11. O diferență de 10 puncte care nu mai poate fi depășită matematic de cei de la Grigore Tocilescu, dar sigur că ne interesează cu ce scor vor părăsi competiția noastră, pentru că mi-aș dori să plecați de aici cu fruntea sus și împăcați cu gândul că ați făcut tot ce se putea face. Asta după ce veți fi răspuns și întrebărilor din domeniul științe. Evident, nici nu mai era nevoie să extragem biletul, pentru că e singurul domeniu care ne-a rămas. 5 întrebări și de aici, înainte de a afla scorul final din această rundă de calificări, prima din această seară, pentru că vom mai avea încă una imediat ce se încheie aceasta, după doar o scurtă pauză. Vom extrage prima întrebare din domeniul științe. Întrebarea cu numărul 3. Și
și cele de la știință sunt cumva invers așezate, astfel că voi face puțină ordine cu ele și voi vă face ordine cu răspunsurile lor. În căutarea întrebării cu numărul 3, sigur că îmi arunc privirile pe toate și văd că sunt niște întrebări foarte grele și sper că sunteți pregătiți. Iată în ce constă întrebarea cu numărul 3. Dacă 8 robinete umplu un bazin în 12 ore, în cât timp vor umple 6 robinete, 2 bazine cu aceeași capacitate? Varianta A, 24 de ore, varianta B, 32 de ore și varianta C, 40 de ore. Aveți hârtie, aveți pixuri, puteți să calculați și să aflați răspunsul corect. Puneți într-o formulă matematică ceea ce tocmai ați aflat, enunțat de mine, și dați-mi răspunsul corect la întrebarea în cât timp se vor umple 2 bazine de către 6 robinete, în condițiile în care 8 robinete umplu un bazin în 12 ore. Iarăși avem 3 variante, 24 de ore, 32 de ore sau 40 de ore. Încă 20 de secunde, nu trebuie să vă grăbiți, dar nici să nu... Încercați să nu vă precipitați. Eu am să îi amintesc încă o dată pe sponsorii acestui concurs. Aenova Group, Prahova Value Center, Best România, Digi, Cristin, Platinum, Dentu, PG, Winmart, Ploiești, Compet, Ploiești, Fax Media Consulting, Ploiești, Capitala Tineretului, Fundația Comunitară Prahova, Terra Verde, AFI Ploiești, Cofetăria Le Bonbon și Coral Impex. Încerc să aflu acum răspunsurile corecte de la voi. Voi spuneți că în 24 de ore, iar voi spuneți că vor avea nevoie de 32 de ore, nu? Iar răspunsul corect este... Tobele, răspunsul corect e cel pe care l-ați bifat voi prima dată. Și anume varianta B, 32 de ore. Cel pe care l-ați bifat voi de la început. Asta înseamnă că avem un singur punct care se acordă în runda aceasta pentru echipa Liceului Grigore Tocilescu din Mizil. Înseamnă că aveți 12 puncte în momentul de față, da? Și voi 21. Încă 4 întrebări din domeniul științe. Să vedem dacă reduceți din diferență. Întrebarea cu numărul 8. Întrebarea cu numărul 8. Nu este solubilă în apă. Varianta A, alanina, varianta B, acetilena sau varianta C, anilina. Care dintre substanțele acestea nu este solubilă în apă? Și dacă știți răspunsul, cei de acasă vă rog să nu șoptiți, să nu-l spuneți cu voce tare pentru că se aude până aici. Alanina, acetilena sau anilina? Care dintre aceste trei substanțe nu este solubilă în apă? La prima întrebare din domeniul științei am aflat că bazinele respective se vor umple în 32 de ore, dar acum avem un alt tip de întrebare și anume ce substanță nu este solubilă în apă? Alanina, acetilena sau anilina? Încă mai puțin de 20 de secunde pentru a lua o decizie. O misiune grea pentru ambele echipe. În condițiile în care timpul se scurge vertiginos și ceasul se oprește. Nu v-a fost prea simplu, nu-i așa? Voi ne-ați spus direct că alanina, da, este substanța care nu e solubilă în apă. Iar voi susțineți că este vorba de acetilena, ați stat pe gânduri puțin, v-ați gândit și voi la alanina, în condițiile în care răspunsul corect era anilina, adică varianta C. Deci niciun punct pentru niciuna dintre cele două echipe. Mergem mai departe cu același scor, 21 la 12. Și o nouă întrebare din domeniul științe, întrebarea cu numărul 6. Este a treia întrebare din știință. Vor mai fi doar două după aceea, din toată runda. Detergentul degresant pentru aragaz are pH-ul 13. Culoarea fenolaftaleinei într-o soluție de degresant pentru aragaz este varianta albastră, varianta B incoloră, varianta C roșu
carmin. Așa că vreau să-mi spun ce se întâmplă cu substanța asta când este plasată într-o soluție de tipul celei deja menționate. Fenol ftaleinei. Ce se întâmplă atunci când o combini cu degresantul pentru aragaz, care are pH-ul 13, devine albastră, se face incoloră sau capătă o culoare roșu carmin. Nu știu dacă ați făcut experimentul acesta la școală. Dacă l-ați făcut, sigur vă amintiți culoarea pe care o capătă respectiva substanță. În caz că nu, ne dați un răspuns, oricare ar fi el, cu speranța că este cel corect și că vă va aduce încă un punct. Dacă ați luat o decizie, vă rog să-mi dați biletele. Dacă nu, oricum în câteva secunde veți face același lucru. Și unii și alții spuneți că este vorba despre roșu carmin. Știți care e răspunsul corect sau ați încercat să ghiciți de data asta? Nu mai știm. Am știut. Modești ca întotdeauna. Da. Răspunsul e corect. Roșu carmin e culoarea pe care o capătă substanța. Înseamnă încă un punct pentru fiecare echipă. 22-13. În clipa în care mai avem doar două întrebări din domeniul științe. Ultimele două întrebări și din această rundă. Întrebarea cu numărul 9. Devin din ce în ce mai grele întrebările, nu-i așa? Face parte din structura nefronului. Varianta A, piramida Malpighi. Sper că am pronunțat corect. Varianta B, capsula Bowman. Sau varianta C, ureterul. Concentrați-vă, aici cineva care vrea să susțină examen la medicină? Ar trebui să știi răspunsul, îmi imaginez. Deci pleci cu un avantaj în competiția cu colegii tăi. Dacă nu, cumva și ei au printre membrii echipei pe cineva care visează să devină medic. Deocamdată însă tot ce vă cer e să-mi spuneți care e răspunsul corect la această întrebare, și anume ce face parte din structura nefronului? Piramida Malpighi, capsula Bowman sau ureterul? Mai avem 20 de secunde. Ceea ce înseamnă că este încă suficient timp spre a răspunde la această întrebare, dar iată că avem deja același răspuns din partea ambelor echipe cu aceeași valoare de adevăr, și anume da. Este răspunsul corect, capsula Bowman. Este răspunsul corect. Încă un punct pentru fiecare echipă. 23-14. În momentul în care cred că avem chiar ultima întrebare din concurs, din această rundă, este a cincea din domeniul științe. Să vedem despre ce întrebare este vorba. Întrebarea cu numărul 5. Mai aveți emoții? Nu mai, s-au risipit, cred. Vă mai adresez întrebarea? Vă dau punctul din oficiu? Haideți să vedem. Cine răspunde corect la întrebarea care dintre mărimile fizice de mai jos este mărime fizică de stare? Varianta A, lucrul mecanic, varianta B, căldura, varianta C, energia internă. Ultimul minut pentru cele două echipe, echipa Liceului Teoretic Grigore Tocilescu din Izil și echipa Colegiului Național Ile Caragiale din Ploiești. Despărțite de multe puncte, dar ambele sunt sigur cu bucuria de a se fi prezentat cât au putut de bine în această seară în fața publicului, în fața suporterilor, colegi, prieteni, rude, profesori și în general cei interesați de problemele de cultură generală, de întrebările de cultură generală și de răspunsurile corecte la acestea. Pentru că genul acesta de concurs e unul din care evident afli multe lucruri noi sau îți confirm cunoștințele. Ai ocazia să-ți verifici cunoștințele și să afli deopotrivă lucruri interesante, lucruri noi. Acum atât ne interesează să aflăm răspunsul la această întrebare. Care dintre mărimile fizice de mai jos este mărimea fizică de stare?
și știu că nu mai aveți stare să aflați răspunsul corect la întrebare. Voi spuneți că este vorba și unii și alții de energia internă, iar eu spun că ați încheiat frumos competiția cu încă un punct pentru fiecare echipă. Energia internă este mărimea fizică de stare. E răspunsul corect, un punct pentru Colegiul Național Lila Caragiale, care ajunge astfel la scorul de 24 și înseamnă că avem 15 la voi în momentul de față. Vă felicit și pe unii și pe ceilalți pentru cum v-ați prezentat. A fost greu? Poate mai greu decât vă așteptați? Nu. Sigur că voi, fericiți fiind că v-ați calificat mai departe, puteți răsufla ușurat și puteți spune că a fost mai ușor decât ne-am așteptat. Voi o să spuneți că a fost un pic mai greu decât ați anticipat, dar una peste alta eu vă felicit. Important e să participi, ai câștigat continuă, n-ai câștigat continuă să studiezi, pentru că fără doar și poate vor fi noi și noi ocazii de a vă demonstra cunoștințele. Felicitându-vă și pe unii și pe ceilalți și mulțumindu-le pentru atenție celor de acasă, vă invit să rămâneți cu noi, pentru că în scurt timp alte două echipe vor intra în competiție. Deocamdată rețineți echipa Colegiului Național Ile Caragiale. Merge mai departe în semifinala ediției cu numărul 6 al concursului de cultură generală pentru liceeni The Best. Inteligență, emoție, implicare, ambiție, dar mai ales bucurie. Echipe pregătite, profesori emoționați și premii spectaculoase. Televiziunea Valea Prahovei împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Prahova și Dada Media prezintă The Best. Concursul de cultură generală pentru liceenii prahoveni. The Best. E pentru toți cei care cred în viitorul acestor tineri minunați. Din 15 octombrie la VPTV și Dada TV. Sponsorii competiției: Ainova Group, Prahova Value Center, Best România, Digi, Cristin, Platinum Dent, UPG, Winmark Ploiești, Compet Ploiești, Fox Media Consulting, Ploiești Capitala Tineretului, Fundația Comunitară Prahova, Terra Verde, AFI Ploiești, Cofetăria Le Bonbon, Ferruccio Construct.